Bună dimineața la Cafeluță, numele meu este Vlăduț și vreau să vă mulțumesc foarte mult că v-ați făcut timp să vă uitați la un nou videoclip de pe canalul meu. Pentru astăzi am pentru voi o scurtă recomandare de comic book, după cum ați văzut în titlu, în thumbnail, este vorba despre Spider-Gwen, Gwen Stacy, este practic o primă colecție din 2015, în sumând 12 numere. Ranul este scris de Jason Latour cu ilustrații de Scott Cobleș. Trebuie să recunosc că în momentul în care am văzut acest comic book în cărturește, unde l-am luat, am stat un pic pe gânduri dacă să-l iau, dacă să nu-l iau. Aveam de ales între mai multe arcuri la momentul acela. Am intrat repede pe net să văd câteva recenzii. Ele erau majoritar pozitive, așa că am zis să-i dau o șansă. Să încerc și altceva, să ies un pic din zona de confort sau mai exact de familiaritate și să vedem și o poveste originală cu Spider-Gwen, nu doar Spider-Gwen invitată prin alte povești sau în alte filme, cum este cazul la Cross the Spider-Verse, unde mi-a plăcut la nebunie personajul. Ei bine, după ce am lecturat aceste 12 numere, pot să vă spun cu mâna pe inimă că m-am simțit foarte bine. Povestea este plină de emoții, este captivantă, este interesantă, nu este nimic extraordinar sau n-aș folosi superlative pentru absolut nimic legat de acest comic book, dar cu siguranță it was time well spent. O să intrăm chiar acum în detalii, o să vedeți cum arată înăuntru, o să vă spun mai pe larg ce am crezut despre acest comic și care sunt plusurile, care sunt minusurile, dar pentru început vreau doar să vă asigur că a fost o experiență foarte plăcută. Grafica este drăguță, simpatică, cute și alte cuvinte de genul acesta, dar nu excelează în niciun moment. Se optează clar pentru o paletă de culori și niște stiluri grafice pentru personajele noastre care să se potrivească cu felul de a fi al protagonistei. Și tot ce o are pe ea front and center arată foarte bine. Din păcate, sunt foarte multe elemente de background care mi se par fie tratate superficial, fie lăsate de izbeliște din lipsă de timp. Nu vreau să critic grafica, însă, comparativ cu alte comics discutate pe canal, Batman Court of Owls, pe care l-am prezentat recent, este un prim exemplu care îmi vine în minte în acest sens, imagistica este destul de mediocră. Din fericire, comicul compensează foarte mult prin emoția transmisă în povestea explorată. De fapt, o să recunosc, m-am simțit foarte bine, foarte investit și de-a dreptul captivat citind aceste 12 numere cu un personaj despre care recunosc că am fost cucerit doar datorită celor două filme animate de la Sony. Povestea este cumva cunoscută pentru fanii Spider-Man, însă twisted și cele 12 numere reușesc să te convingă că The Spider of This World, pentru că da, acțiunea se petrece pe Earth-65, este Her Own Thing și toate paralelele pe care vrem să le facem cu primul Spider-Person, cu Peter Parker, nu și-au rostul. Dacă îți permiți să te atașezi de Gwen Stacy, vei vedea că povestea ei te va face să o îndrăgești iremediabil. Acest arc explorează Aftermath-ul uneia dintre primele întâlniri ale lui Spider-Man cu un super villain și anume The Lizard, întâlnire care s-a sfârșit fatal pentru cel din urmă. Din păcate însă, în acest univers, The Lizard era Peter Parker, care este totodată departe de puștul inimos și simpatic pe care îl cunoaștem cu toții din Earth 616. Pe parcursul poveștii, Gwen trebuie să învețe să balanceze viața personală cu responsabilitățile de Spider-Person, să-și protejeze identitatea, să-și apere tatăl și să investigeze reportajele suspecte conform căria o șupurlă uriașă face ravagii prin oraș din nou, cumva. Comicul vine cu o groază de personaje cunoscute, care însă sunt twisted on their heads în acest univers paralel. Și ne vom întâlni cu modus operandi familiare, cum este cazul lui Volcher, de exemplu, dar și cu personaje despre care credeam că știm tot ce este de știut, însă care aici operează într-un cu totul altfel, cum ar fi Matt Murdock. În concluzie, pot să spun că acest comic book vine fără vreo revelație extraordinară sau explorarea vreunei teme filozofice ieșite din comun. Este pur și simplu o aventură a unei eroine pe care probabil o cunoști mai puțin. Ea este portretizată exact așa cum trebuie, ea este arătată cu frici, cu emoții, cu banter, cu calități, cu defecte, cu limitări. Dacă vrei un comic book cu un erou pe care îl știi mai puțin, cu un univers cu care ești slightly familiar, dar cu foarte multe twisturi, acest comic s-ar putea să fie foarte pe gustul tău, it just might do the trick. Încă o dată, el nu are stakes extraordinare, nu este în pericol, universul, multiversul sau timeline-ul, este pur și simplu povestea unei eroine pe care o explorăm în cele mai mici detalii și o cunoaștem intim, așa cum ar trebui să cunoaștem un super în orice fel de poveste. Acestea fiind zise, eu vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru timpul acordat, sper că acest videoclip a fost pe gustul vostru, dacă da, nu uitați să dați un like, ajută foarte mult algoritmul pentru ca acest videoclip să apară în feed altora. Dacă ați citit acest comic sau dacă v-am făcut curioși, nu ezitați să-mi spuneți acest lucru în secțiunea de comentarii, precum și orice alte păreri sau recomandări de comic books aveți pentru mine. Dacă credeți că acest videoclip este pe gustul sau pe interesul cuiva din persoanele pe care le cunoașteți, nu uitați să-i dați un share ca să informați această persoană de existența clipului și a canalului meu. Nu uitați să vă abonați apăsând butonul de subscribe pentru a rămâne la curent cu următoarele videoclipuri pe care urmează să le scot. Pot să vă asigur că am planuri foarte mari în legătură cu ultimele producții care au ieșit în cinematografe și pe Disney+. Plus. Și nu în ultimul rând, vreau să vă urez multă sănătate, să aveți grijă de voi și de cei dragi vouă și nu în ultimul rând, vă doresc în continuare o zi.